Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt organizează Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Acțiunea se va desfășura în cele două municipii ale județului Slatina și Caracal în data de 20 mai cu începere de la ora 9. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt organizează vineri, 20 mai 2022, începând cu ora 9, Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Locațiile de desfășurare a bursei sunt în Slatina, la Casa de Cultură a Tineretului și Caracal, sediul Agenției Locale Caracal. Angajatorii care dispun de locuri de muncă vacante și sunt interesați să participe la această acțiune pot depune situația privind locurile de muncă vacante ce vor fi oferite în cadrul bursei până la data de 19 mai, ora 12, la sediul instituției din Slatina, strada Prelungirea Crișan, numărul 2, sau o pot transmite pe adresa de mail. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt a demarat acțiunea de contactare a agenților economici în vederea depistării unui număr cât mai mare de locuri de muncă vacante din diverse domenii de activitate care să fie oferite participanților la bursă. Angajatorii care dispun de locuri de muncă vacante și sunt interesați să participe la această acțiune pot depune situația privind locurile de muncă vacante ce vor fi oferite în cadrul bursei, fie la sediul instituției, fie pe adresa de mail a instituției. La această dată, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt sunt declarate peste 900 de locuri de muncă vacante la agenții economici din județ.